Yes. Aici. Acolo în spate, nu aici, nu aici, acolo. Dar nici nu prea e loc. Adică puțin mai mult, da? E loc? Că cum știți că intră în tradiția școlii, ca la sfârșitul clasei întâi, să sărbătorim sfârșitul acestei clase printr-o sărbare, sărbarea abecedarului se numește. Chiar dacă noi am învățat literele și începând din clasa pregătitoare, clasa întâi totuși rămâne de referință. Cred că noi învățăm să ne iau pe chelari. Așteptăm să nu mai zice toată lumea ca să putem să începem. Frumos, tare, vă uitați și la mine, da? Așa, să arătăm că suntem niște elevi care am terminat clasa întâi și suntem mai mari cu un an. Da. Da? Da, da. Tare, frumos, cu minți. Hai, hai, hai. Iată, eu sunt Ion Creon și am furat cu un balon peste mulți, peste copii, ca să vă aduc copii, carte pentru învățat, alfabetul minunat. Cartea ce vă dau conține litere și mari și mici, ele sunt litere latine și le avem de la bunici. Pentru voi am tot umblat, pe pământ lung și larg, și-am aflat ce-am căutat, cu ce au asemănare literele de tipar. Și na, 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 na. Alfabetul nu e greu, vă înseamnă eu în jurul meu. Alfabetul nu e greu, are la albină sau arici, devine de la bunici. Ce unde la calendar, de unde la dar. Litera de la început este lesne de făcut, seamănă cu un coci de stea și se cheamă și ploar. Ochelarii ăștia vechi n-au toate pentru urechi, dar în alfabete sunt părticică de cuvânt. Deci ați înțeles de ce le vom zice bu sau pe. Luna măsărită în carte nu e lună de departe, care întinde câte o rasă, visele de nevechează. Este C, litera lună. Hai să scriem împreună! Ce să fie, ce să fie sus acolo pe hârtie? Poate ar fi într-adevăr jumătatea unui măr, însă, pentru cine știe, jumătatea asta e o literă D sau D. Iertenul acesta mic, numai bun pentru un pitic, se numește S, este literă pentru poveste. Și facem loc între litere de o seamă și îi spunem fără teamă.
să fapte îndiși. Jurul de la 70 e clar, cine un capă de cântar, capa vine de la un kilogram, de dulceturi care dispar. Am primit cândva un dar, o umbrelă colorată. Uite, chiar așa arată, doar că mânerul iadă este ca la becedar, un jumare de tipar. Nu-i o pasăre ce zboară ca racheta drept în sus, este ca și l-am adus din adânc de căliman. Lângă punctele din carte stă o grosă pozăjur, gata de lovituri. Micul hocheist Ionel știe că e litera R, pe care noi o mai numim și R. Parcă în liniștea hârtiei sare un motan strângăr. Cine-o fi că dintre rânduri doar urechile îi apar? E litera M. Și vreau să vă spun, motanel fără iad nu zice nimic. Nică vede ce cânta, avea ca aia.
Dacă pun mâna pe el, stă cu minte pe hârtie. Cred că voi ați înțeles că l-am scris pe S sau S. Dacă îl vezi de la distanță, poți să crezi că e o balanță, un cântar între cântare, care talere nu are. Doar dacă îl scoți la soare, știi că e T, literă mare. Litera de aici din față seamănă cu un pahar, din care sorb nectarul. Când privești de dimineață, vezi aduna pe cântar. Cine face alfabetul, îi află alfabet, pe Z sau Z. N-am să vă mai spun că ea seamănă cu altceva. Însă înainte de plecare, să-mi trimite fiecare o scrisoare într-un plic. Vezi, încetul cu încetul am învățat tot alfabetul. De acum noi știm citi, glume, basme, poezii, tot ce școala ne învață, prinde bine apoi în viață. Alfabetul este bun, că ne învață toată. Pentru a ne schimba pentru scenetă, 10 minute, un sfert de oră, cât credeți că durează?